și la porunca ta a stat înainte-ți toată făptura. Mulțimea stelelor lor și mândrul soare, cerul, pământul, ascultatut i-au. Inima mea tremurândă admiră a tot puternicia smăreață. Mulțimea stelelor lor și mândrul soare, cerul, pământul, ascultatut i-au. Inima mea tremurândă admiră a tot puternicia smăreață. Mare ești, Doamne, și-a ta înțelepciune, prin care toate frumos le-ai creat. Omul pământesc l-ai făcut al tău fiu, cu duh de viață l-ai înzestrat. Floarea cea mică și-arborii puternici, urma mâinilor tale ne-arată. Din toată inima mă închin ție, lăud în mare înțelepciunea ta. Floarea cea mică și-arborii puternici, urma mâinilor tale ne-arată. Din toată inima mă închin ție, lăud în mare înțelepciunea ta. Mare ești, Doamne, și a ta dreptate, ceea ce în nedeț a arătat. Pulbere vei fi azi judecata, și cel căzut a început moartea. Dreptatea ta a cerut mare jertfă, care era perfectă viață. Al tău fiu plătit asta din iubire, eu te admir și mă închin ție. Dreptatea ta a cerut mare jertfă, care era perfectă viață. Al tău fiu plătit asta din iubire, eu te admir și mă închin ție. Mare ești, Doamne, mare iubirea ta, ceea ce-n fiul tău mi-ai arătat. N-ai stins lumina abia arzătoare, de trestia frântă te-ai îndurat. Pe când zăceam eu legat în păcate, mâna-ți miloasă spre mine ai întins. În loc cu lacrimi mă proște înainte, laud iubirea ce m-a mântuit. Pe când zăceam eu
Doamne. Am cântat despre acest Dumnezeu minunat, amintind cele patru mari trăsături ale Lui, dar fiind un Dumnezeu de necuprins, trăsăturile Lui și calitățile Lui sunt mult, mult mai multe. Mulțumim pentru Fiul Său născut din Tatăl nostru, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, singurul născut din Tatăl, care a avut început, ne spune Scriptura. Îi mulțumim că Dumnezeu, ce a avut mai de preț, ne-a dăruit pentru noi cei păcătoși. Dumnezeu nu putea să ne dăruiască ceva mai mult. Pentru acest lucru îi mulțumim nespus de mult. Psalmul 100 spune: strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut. A Lui suntem. Noi suntem poporul Lui, turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Și Dumnezeu ne-a trimis din cer un păstor bun ca să ne conducă la turma pășunii Lui. Și așa cum a început fratele Daniel dimineața, și mă gândeam chiar cu acest lucru să încep serviciul de laudă cu Psalmul 23, și l-a anticipat foarte frumos și învățătura, meditația de astăzi era chiar din Psalmul 23. Astăzi ne vom axa puțin pe această temă a păstorului cel bun și veți vedea din ce cauză amintesc acest lucru. Domnul Iisus a avut și această calitate de păstorul cel bun, de marele păstor, pe care Dumnezeu l-a trimis să-și aducă oile rătăcite, pe acea oaie rătăcită care a fost omul, care a părăsit pe Dumnezeu, și Dumnezeu l-a trimis pe Domnul nostru din ceruri ca să aducă această oaie rătăcită înapoi în casa părintească, în staulul ceresc. Rătăceam în păcat și în pierzare, eram singur în noapte străin, ne zice cântarea, dar bunul păstor cu îndurare m-a găsit și mi-a dat har din plin. Lăudat să fie numele Lui. Rătăceam în păcat și în pierzare, eram singur în noapte străin. La ape tot El mă conduce.
umbrelor morții. El și atunci rămâne păstor, mă poartă cu mâna lui tare spre limanul dincolo de nor. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Mulțumim păstorului cel bun care ne-a găsit când noi osteneam pe diferite pășuni, osteneam în păcat, umblând ca un pierdut, ne zice cuvântul următoare cântări, când păstorul m-a aflat, la turmă m-a condus, îngerii asta bine au văzut, numelui său laudă-i aduc. Ostenita prin păcat. Cântarea 324. La turmă
Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, cine sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: adevărat vă spun că eu, zicea Domnul Iisus, sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, zicea Domnul Iisus. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar ce plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, zicea Domnul Iisus. Eu nu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și Domnul se referea la noi, cei păgâni, atunci, la păgâni. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu. Și va fi o turmă și un păstor. Așteptăm cu drag acel timp. Sora Rodica Dragoș
înainte, în perioada suferinței sale, a scris, înainte de a se, de a se stinge din această viață, a scris multe, a scris câteva poezii. Iar o poezie a fost inspirată din Psalmul 23 și fiindcă astăzi este această temă, Păstorul cel Bun, o să cântăm această cântare, Psalmul 23, deci redat în versuri de către sora Rodica, inspirat, deci această, aceste versuri sunt inspirate din acest psalm. Eu am adaptat la această poezie o cântare cunoscută, melodia unei cântări cunoscute, Numai Harul. Am observat că potrivește foarte bine și de aceea m-am folosit de melodia acestui imn creștin pentru a adapta-o pentru această cântare. Psalmul 23. Numai mila ta, Iisuse.
Cel răstignit. Pe Iisus Mântuitorul nostru,
Îl predicăm pe Iisus învățătorul nostru, predicăm pe Iisus avocatul și mijlocitorul nostru, îl predicăm ca pe fratele și cel mai bun prieten al nostru și nu în ultimul rând, îl predicăm ca pe păstorul nostru bun. În legătură cu această calitate a Domnului de păstor bun, vreau să spun câteva cuvinte pe care le-am intitulat Păstorul cel bun. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 11, citim: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru bun. Un păstor, ca să fie numit bun, trebuie să-și îndeplinească cu dragoste și devotament slujba de păstorie. Niciun om nu are dreptul să-și însușească slujba de păstor a unei adunări, nici să o fi primit de la oameni, dacă nu este chemat de Dumnezeu. S-a dovedit că singurul păstor bun a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Un păstor bun își dă viața pentru ovele sale. Așa a făcut Domnul nostru. Când Samuel, judecătorul lui Israel, a luat cornul cu un de lemn și s-a dus la Isaia, betleemitul, ca să ungă pe unul din fiii săi împărat al lui Israel, niciunul din cei 7 fii trecuți prin fața lui nu a fost aleși Domnului. Atunci a sosit de la câmp unde păștea oile al 8-lea fiu. Era un tânăr cu barba mare, cu ochi frumos și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: Scoală-te și unge-l, că cel este. Iar David: Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el chiar din ziua aceea. Mai târziu, Dumnezeu îi spune lui David: Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. 2 Samuel, capitolul 7, versetul 8. Poporul Israel era poporul lui Dumnezeu și împărăția lui trebuia condusă într-un mod păstoresc. Tot așa și astăzi, adunarea lui Dumnezeu trebuie să fie condusă cu un duh păstoresc. S-a văzut acest lucru la David, care a fost gata să se sacrifice pentru popor. Într-o împrejurare, când Îngerul lui Dumnezeu a nimicit în Israel 70.000 de oameni, David, care a văzut pe Înger lovind poporul, a zis Domnului: Iată că am păcătuit. Eu sunt vinovat, dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta să se îndrepte împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. 2 Samuel, capitolul 24, versetul 17. David a fost un adevărat păstor, un om după inima lui Dumnezeu. A venit de la păscutul oilor la tron, dar a înțeles că trebuie să păstorească turma lui Dumnezeu pe poporul său cu orice sacrificii. La vremea profeților Ieremia și Ezechiel, nu mai existau în Israel păstori credincioși. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc urma pășunii mele, zice Domnul. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi. Voi pune peste ele păstori care le vor paște. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o traslă neprihănită. Ieremia 23, de la 1 la 5. La împlinirea vremii, Dumnezeu s-a gândit la promisiunea făcută, trimițând pe Fiul Său la poporul Său Israel. Dar ai Săi nu l-au primit. Primii care au instigat poporul la ură au fost pași și păstori al Israel, mari, prioși și cărturari. Ei l-au osândit pe Fiul lui Dumnezeu și l-au aprânat pe lemn. Când privim Golgota, vedem cum Iisus a dat viața pentru oile sale, câștigându-și pentru totdeauna numele de păstorul cel bun. Faptele profețite de către Ieremia și Ezechiel, care au avut o împlinire reală pe poporul Israel, au și un sens spiritual, dar despre aceste lucruri cu altă ocazie. Ar fi la loc să amintesc și chiar mi se pare relevantă însărcinarea pe care Domnul Iisus a dat-o lui Petru după învierea de morți. Cu câtă demnitate și-a făcut Iisus slujba de păstor,
câtă vreme a fost cu ucenicii. Unde ar fi fost ei dacă Domnul nu-i ocrotea? Unde ar fi fost Petru dacă Domnul nu se ruga pentru credința lui? Din tot comportamentul Domnului, Petru a învățat ceva. Ceva despre slujba pe care trebuie să o facă un pastor. Domnul a cunoscut ființa lui Petru cu toate calitățile și defectele sale și l-a chemat în slujba de, păstorire după ce i-a încercat iubirea față de el în prezența celorlalți ucenici. Domnul i-a dat sarcină să aibă grijă de mielușeii lui, să pască oile lui și să le păstorească. Toți cei care cred în Domnul cu toată puterea și putința lor știu că au în persoana Domnului Iisus un păstor minunat și pot zice împreună cu David, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. David nu a zis, Domnul este un păstor, ci Domnul este păstorul meu, cu alte cuvinte, al meu personal. Cine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 43. Și acum, în legătură cu acest subiect, referitor la păstor, vreau să spun și o mică poezie. Intitulată Păstorul Bun. Prin noi se mijlocitorul Dumnezeu nostru Sfânt și-a ales poporul său reprezentant pe pământ. Pe acești israeliți singurii moștenitori i-a condus la pășuni verzi și le-a dăruit păstor. Păstor care se hrănească dându-le întreg curat, păstor care să iubească oile cu adevărat. Dar păstorul lui Israel, crezându-se iscusiți, s-au făcut stăpâni pe turmă și niște îmbogățiți. Iar Domnul, văzând păstorii că aveau caracter mic, i-a trimis la junghiere, fiind păstor de nimic. Gemeți păstori și strigați, a zis Domnul prin profet, că v-ați păscut doar pe voi, părăsind turma discret. Dar când vremea a sosit, Mesia, bunul păstor, s-a prezentat la Israel ca păstorul tuturor. Vrând să-i aducă pacea unui popor obidit, aroganții farisei pe cruce l-au răstignit. El a fost păstorul bun, păstorul adevărat, care n-a sărit în stau, ci pe ușă a intrat. Portarul i-a deschis poarta, el oi le-a chemat, le-a scos afară din stau și le-a dus la pășunat. Aceasta este o pildă, cum apostolii ne spun. El e și ușa la staul, este și păstorul bun. Câți au venit înainte și să vedeau drept păstori, au jefuit toată turma și a fost niște profitori. Toți au fost niște tâlhari. Când veneau rupii la stână, fugeau departe de oi. Erau păstori de rutină. Dar Domnul, păstorul bun, a stat lupilor în cale și în luptă și-a dat viața pentru oițele sale. Eu mai am și alte oi, care nu sunt în acest stau. Ele toate reprezintă fericitul meu cesar. Viitorul va aduce înfrățirea tuturor, când va fi numai o turmă și va fi doar un păstor. Doresc să închei cu un verset din 1 Timotei, capitolul 1 și versetul 17. A Părintelui Veșnicilor, a Nemuritorului, Nevăzutului și singurului Dumnezeu adevărat să fie cinstea, slava, vecii vecilor. Amen. Mulțumim fratelui Iuliu pentru gândurile frumoase pe care le-a adus despre Păstorul cel Bun. Până pregătim următoarea parte de laudă, vom transmite saluturile prin fratele Daniel. La sută. Avem câteva saluturi de pe internet. Fratele Ghiță Calota ne salută cu două versete din Coloseni, capitolul 3, versetele 9 și 10, care zice așa, și de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru,
aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Mulțumesc, Tatichița! Și familia Uțiu de la Bistrița ne salută tot cu două pasaje din Coloseni, capitolul 3, de la 15 la 17. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și tot din Coloseni, al doilea salut, din capitolul 4, versetele 5 și 6, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Fratele Mică Câmpar are o mențiune în care ce a amintit-o frate Rudi din Evanghelia lui Ioan, o completare. La versetul 4, adaugă că staul este legământul legii, Iisus le scoate ca să aibă viață din belșug, legământul cel nou, deci eu sunt învierea și viața. Mulțumim de intervenție, mulțumim de salutul fraților. Îmi puneți microfonul fratele Rudi. Încă o dată, mulțumesc fratelui Iuliu pentru că a pregătit acest material și l-am rugat să nu fie nici prima, nici ultima oară. Mai pregătească câte o tabletă din Cuvântul Domnului pentru noi. Domnul e al meu păstor, grijitor, El mă paște credincios, pe câmpuri verzi și de însetez, mă duce la izvor. Cântarea 173. Make good.
zi și ziua, El mă conducă la apa vieții. Amin. Altă cântare, care tot așa se intitulează, Domnul e păstorul meu, niciun idol, niciun zeu, nu mă înspăimântă, El mă paște în verzi pășuni și mi-e pază în furtun prin puterea-i sfântă. Amin. Domnul e păstorul meu.
Sunt al tău, ți-aparțin pe veci. Amin.
până se va termina alergarea noastră, noi trebuie să ne încredem în acest păstor în fiecare moment al vieții noastre. Fie că trecem prin înălțimi de bucurii, paharul plin de dă peste, de dă peste el, dar și când este plin de întristări. Mă încred în el orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit, ce zic eu, prin Fiul Lui și prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Mă încred în el ca o încurajare pentru toți și pentru voi, cei care sunteți acasă și ne priviți și de care ne este foarte dor și așteptăm cu drag momentul când ne vom revedea, ne vom putea îmbrățișa, ne vom putea strânge mâna unul altuia. Dar până atunci să rămânem cu toții credincioși lui Dumnezeu, lui Dumnezeu și lui Domnului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, ci credincios cuvântului Său. Să nu uităm. Fiind rămânând credincioși cuvântului Lui, rămânem credincioși lui Dumnezeu. Pentru că El este autorul cuvântului Său. Iar Domnul Iisus este întruparea cuvântului. Sau în adânc de văi.
chiar și când nu înțeleg, e voia Lui, întotdeauna aleg, căci doar așa în slava Sa, Cerescul Tată m-a călăuzit. Să ne încredem în El, în Dumnezeu, El știe soarta noastră. Și chiar dacă m-am amintit, ajungem pe stâncă sau în văi adânci, lovit de valuri, doar prin Cerescul Tată și prin Păstorul Său vom ajunge în staulul ceresc. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare parte. Mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit în această zi, pentru voi toți care ați ascultat, pentru toți care ne-ați adus saluturi, pentru mesajul fratelui Iosif, pentru mesajul fratelui Iuliu și a tuturor fraților. Îi mulțumim Domnului și dorim ca Domnul să rămână cu voi și chiar îi dau cuvântul fratelui Daniel. Și așa cum am amintit, așteptăm cu drag acel timp când ne vom putea vedea față în față. Până atunci, Domnul să rămână cu noi și Domnul să ne păzească pe fiecare și să ne țină în dragostea Lui.